Luna septembrie a fost una dificilă pentru ploieșteni, dovadă stau cifrele prezentate de Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova. Potrivit statisticii realizate de instituție la nivelul lunii septembrie, asociațiile de proprietari din oraș aveau datorii de 1,8 miliarde de lei vechi numai către operatorul care produce și furnizează căldură. Aceasta este de fapt principala grijă a celor care locuiesc la bloc. Pentru ei, facturile pentru agentul termic reprezintă o adevărată povară. Asta deși prețul de referință al acestuia a rămas la nivelul de anul trecut, 160 de lei pe gigacalorie.